Am vrut și eu de foarte multe ori să mă sinucid. Încă sunt marcată de toate chestiile astea. Încă am atacuri de panică, am stări depresive. Și nu e numai din partea elevilor, e din partea profesorilor la fel. Că mie îmi plac bărbații străini, nu-mi plac persoanele gay. Sunt femeie care îi plac bărbații. Cred că și mama mea are puțin față rușine aceea de... Crezi că este rușine cu tine? Da. Știu asta. Cu siguranță e. Știu că e. În România, ca să reziste ca femei trans, trebuie să apeleze la sex work. Toate fetele trans din România, majoritatea, trebuie să apeleze la escortă pentru că nu ai unde să lucrezi. Trăim vremuri cel puțin interesante în care televiziunea pierde teren în fața internetului, iar vedetele clasice au pierdut și ele teren în fața persoanelor cunoscute pe aceste platforme de comunicare. Astăzi vom cunoaște o astfel de persoană cunoscută pe TikTok, care în câteva luni de zile a reușit să adune milioane de fani. Este cel puțin controversată și toată țara vorbește despre ea. O cheamă Amara, iar astăzi îi vom afla povestea de la cap la coadă, dincolo de live-urile de pe TikTok. Bună, bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum ar fi să ne răspunzi la început? Cum e perioada din viața ta de acum? Cum te categorisi? Cum ai descrie perioada în care te afli acum? Stresantă. E foarte stresantă perioada mea în care eu sunt acum. Eu, având timp liber, cum m-am apucat de TikTok, tocmai pentru că am avut foarte mult timp liber. Dar perioada asta e stresantă momentan pentru mine. Știu că o să treacă, dar e stresantă. De ce categorisi eu stresantă? Pentru că s-au întâmplat foarte multe evenimente recent, iar nu m-am obișnuit cu vedetismul, să zic așa. Nu consider că sunt vedetă, dar când văd pe stradă tot mai multe persoane, efectiv toată lumea te oprește pe stradă ca să facă poze cu tine sau să vorbească cu tine, te urmăresc și mai departe. E stresant pentru că nu mai am timp pentru mine. TikTok-ul, sunt oamenii mei, sunt prietenii mei, iar da, mutarea așa la București mi-a stresat un pic timpul și e stresant perioada asta. Apoi să ne rog ceva sincer? Uh-huh. Ești fericită? Da, sunt fericită. Am avut momente când nu sunt, pentru că am disforie de corp. Nu sunt fericită, să zic, 100% dacă luăm un procentaj, dar sunt ok cu mine însă. Ce înseamnă disforie de corp? Nu îți accepți corpul tău cum arată. Se poate întâmpla la persoanele trans, se poate întâmpla și la băieți, la fete, care nu își acceptă învățișarea lor. Explică mai mult. Cum ți-ai dat seama de lucrul ăsta? Cred că în pubertate îți dai seama de chestiile astea. Eu de mică copilă, gen, nu m-am jucat cu chestii băiețești. Nu a fost cineva să mă influențeze să fiu femeie. Am fost singură, mi-am explorat mai mult și mai mult feminitatea și în pubertate îți dai seama, băi, ceva nu e în regulă cu mine. Când vezi mai multe persoane și poze, femei și așa mai departe și vezi că, băi, eu sunt băiat, în oglindă sunt băiat, dar nu mă simt a fi băiat. Cred că e cel mai urât lucru. Să te naști într-un corp în care nu te poți simți tu însă, să știi că psihic, mental, ești femeie și ai vrea să fii femeie, dar te uiți în oglindă la corpul tău și nu te poți accepta pe tine pentru că nu ești ceea ce vrei să fii. O să intrăm în detalii de-a lungul acestui interviu. Dacă ar fi să le spui oamenilor de acasă, înainte să intrăm în detaliu despre viața ta, ce ar trebui să știe acum despre tine și nu știu? Ar trebui să știe că
hate-ul pe internet poate să afecteze foarte mult. Ar trebui să știe despre mine că nu mă ascund, sunt o femeie naturală. Naturală în sensul că sunt fără perdea. Cum am prezentat pe TikTok, așa mă prezent și în viața de zi cu zi, în viața reală, și cred că oamenii apreciază chestia asta. Dar sunt momente când, dacă tu ai o zi mai proastă, aceste comentarii răutăcioase te pot afecta. Ce te-a afectat cel mai mult? Nu m-a afectat cuvintele urâte sau jignirile în sine, pentru că nu pot să înțeleg omul care o frustrare și că gen nu poate să accepte. Nu mă afectează că oamenii nu vor să înțeleagă că e ceva genetic, transexualismul. Oamenii se gândesc, băi, e nebună, e un băiat care vrea să fie femeie. Nu există așa ceva. Iar oamenii nu vor să înțeleagă lucrul ăsta, că există persoane care se nasc în corpul nepotrivit, care nu se simt băieți sau femei și viceversa. În fața ta există o oglindă. Este o oglindă adevărată. În acea oglindă o să vreau să privești. Și o să o privim ca pe o întoarcere în timp. Hard one. O să vreau să te uiți în acea oglindă și să-l vedem pe micuțul Raul. Ce îi spune lui acum că o să-l aștepte în viața asta, să-l întărești? Foarte multe lucruri. Să-i spun că o să piardă oameni pe care îi iubești. Să-i spun că o să fie greu și să fie super greu. Și că trebuie să trebuiască să lupte cu el însuși ca să fie femeia care mereu și-a dorit. Ce ai pierdut cel mai mult? Lupta în care ai pierdut cel mai mult? Am pierdut sentimentele oamenilor, pentru că nu m-au acceptat sau nu am vrut să mă înțeleagă. Familie, prieteni, cunoștințe. Am pierdut încrederea față de mine pe timpul tranziției. Am pierdut-o. E lost, e pierdută. Pentru că le spui oamenilor, faci coming out-ul, uite, sunt femeie trans, wow, super tare, te susțin, dar când ești pe drumul ăla, efectiv realizezi că nu te susține nimeni și că ești pe drumul tău. Ești singur, nu te înțelege nimeni, decât tu însuți poți să te înțelegi prin ce treci în perioadele respective. E foarte greu ca femeie trans să faci o schimbare hormonală, să faci... Eu nu am nicio operație la activ, deși aș vrea să mă schimb și să-mi fac operațiile necesare. Dar nu am... Puterea? Nu am puterea. Încerc să-mi adun, pentru că sunt o fire puternică, mereu am fost așa. Dar fiind bărbat e mai ușor în viață. Când ești femeie, ești expusă la multe alte chestii care te sensibilizează automat. Ești automat sensibilizată de lumea asta. Cumva ce-mi spui e că preferi să rămâi bărbat ca să te protejezi? Nu. N-aș da o secundă înapoi. Știu prin ce a trecut și mi-a fost greu. N-aș da o secundă înapoi să fiu din nou bărbat. Vreau să ne oprim asupra unui cuvânt pe care l-ai spus și la care ai lăcrimat. Familie. Hai să mergem acasă, la Timișoara. Unde e acasă? Cum arăta casa copilăriei? De mic copil am fost foarte sărăcăcioși. Am dus o copilărie foarte grea, foarte cruntă, dar cu momente frumoase. Tatăl meu a fost alcoolic. Au fost bătăi în familie. Au fost chestii care m-au marcat și care m-au sensibilizat. Tatăl meu fiind foarte agresiv, foarte... A fost urât. Iar agresiv cu tine? Poftim? Agresiv cu tine? Cu tot ce înseamnă fratele meu, mama mea și așa mai departe.
Am trăit o copilărie foarte urâtă din cauza lui. Poți să ne povestești ceva care te-a marcat foarte tare? Un episod pe care nu poți să-l uiți? N-am să uit când mama mea s-a decis, pentru că efectiv eram la nivel de sărăcie, iar noi nu treceam de sărăcie. Iar mama mea a decis, ok, eu plec în străinătate, tu ai grijă de copii. Iar mama mea a plecat, iar după 2 săptămâni, tatăl meu ne-a lăsat singuri în casă și a decis să părăsească țara fără să spună nimănui. Noi 1 săptămână de zi am trăit un colț de pâine și o margarină. Și chestia aia m-a marcat total, m-a schimbat total. Nu am mai putut să am încredere în oameni. Când cineva a vrut să intre în viața mea, chestia aia m-a marcat efectiv total. Nu mai pot să las pe nimeni în viața mea foarte repede. Și sunt naivă, cred că pot să am încredere în unele persoane și tot fac greșeli și tot las oameni în viața mea. Cred că mi-e frică să fiu părăsită de oameni. Cred că mi-e frică. Și atunci nu... Nu știu, m-a marcat copilăria mea foarte mult. Câți ani aveai atunci când... 9 ani. La 9 ani, mama și tatăl au plecat în străinătate? Mama s-a întors când a aflat că el a plecat, că noi deja... Trecusem prin vrecini, pentru că era... Ne se făcuse foame, efectiv. Nu erau telefoanele pe atunci la sat. Sunt crescută la sat. Telefoanele atunci era o vecină care avea un telefon fix și toată strada mergea la ea. Și noi am spus mamei, iar mama când a aflat a venit de urgență la noi și s-a întors. Iar din momentul acela mama ne-a strâns în brațe și ne-a promis că nu va mai pleca niciodată, iar că noi vom duce o copilărie. Copilăria mea, educația mea, toate chestiile pe care s-au întâmplat pozitiv după plecarea tatălui meu, s-au întâmplat din cauza mamei mele. Ea a luptat pentru noi să primim o educație și ne-a crescut singură cu putere. Puterea pe care am primit-o de la mama mea nu pot să o exprim. M-a făcut și pe mine să fiu foarte puternică, să fiu pregătită de lucrurile ce se întâmplă în viață. Dar care e senzația? Îți aduce aminte momentul când tata a plecat? Era zi? Era noapte? Era zi. Știu că și-a făcut când... bagajul și am întrebat unde pleci și a zis că merg la lucru, dar nu ne-a spus că părăsește țara. Știu că noi eram deja foarte maturi, eu având 9 ani, fratele meu 12, eram deja foarte maturi ca copii, eram maturi. Noi făceam curățenie, ajutam, eram maturi ca oameni și realizam lucruri. Dar nu am realizat că el pleacă sau ne părăsește. Și când ați realizat că sunteți ai nimănui? Când ni s-a făcut foarte foame și nu mai venea nimeni acasă. Încerca să mâncăm ce avem prin casă, ce era prezent. Iar apoi am mers prin bunici, la vecini, peste tot, pentru că nu știam ce se întâmplă. Tatăl meu a încercat să ia legătura cu mine. Eu nu pot să vorbesc cu acest om, nu pot să-l numesc tată. Nu m-a influențat cu nimic, nu a ajutat cu nimic 9 ani de zile la creșterea mea. Nu-mi pot aduce decât de 2-3 momente frumoase, dar alea sunt frumoase doar așa. Nu sunt ceva să-ți dea un impact emoțional, să poți să-ți spui, da, bă, am o figură în viața mea care m-a învățat. Poți să întreb ceva sincer? Da. Când ai vorbit despre violențe, ai preferat să vorbești în 2 propoziții. Da, și ai trecut la acest moment. Ai vrut să treci atât de repede peste ele? Da, nu vreau să-mi amintesc. Oribile. Îmi amintesc că mama mea a vrut să-și pună capăt zilele pentru că nu mai putea. Iar eu am fugit către ea și i-am spus, mama, ce faci? Cui ne lași? Și m-a afectat foarte mult. A fost horror, bătăi, dormeam iarna pe străzi din cauza alcoolului și vreau să transmit oricărei femei, dacă tot am ocazia aceasta, că nu e nevoită să stea, că nu înseamnă îl țin pentru copii. Puteți să creșteți copiii aceștia și fără un tată, decât să treacă prin chinuri.
fiecare femeie din România stă, pentru că încă e mai mentalitatea dinapoi. Stau pentru copii, stau pentru copii, cresc copii, să nu crească fără un tată. Dar mai bine crești fără un tată decât să crești cu un astfel de tată. E... O femeie nu realizează cât de mult poate să facă. Și feminitatea asta m-a învățat să fiu o femeie responsabilă și o femeie puternică. Dar povestea cu suicidul mamei când s-a întâmplat? Câți ani aveai? Nu mai țin sigur, dar mi-aduc aminte cu siguranță. Nu știu câți ani aveam. 6, 5, nu știu sigur. Dar mi-aduc aminte momentul perfect. Mi-aduc aminte momentul perfect, clar, cum s-a întâmplat totul și da. A încercat să se urce sus în pod și să își pună o funie la gât. Și am fugit repede după ea, realizând ceea ce face. De asta spun că, da. A fost foarte greu. De aceea încerc mereu să fiu o fire amuzantă pe TikTok, să fac oamenii să râdă, pentru că râd și eu cu ei. Râd de amuzamentul meu, de lucrurile acestea. Mă fac pe mine să uit ce viață am putut să aduc, să trăiesc efectiv în amuzament și fac oamenii să râdă și asta mă atrage foarte tare. Oamenii efectiv care uită efectiv de transexualismul meu, uită de el. Mă văd efectiv ca o persoană care le fac să râd. Ca un om. Ca un om. Și m-am simțit pe TikTok prima oară când am fost puțin mai acceptată. Cu siguranță au încercat foarte mulți TikToker să mă denigreze și niciodată nu am lăsat acest lucru să-l ducă până la capăt. Pentru că ei se așteaptă ca tu să taci și să accepți ce zic ei. Tu ca femeie trans nu poți să ai o vorbă față de ei, pentru că ei te văd inferioară lor ca ceilalți TikTokeri. Iar toți se întreabă, ce succes ai tu? De ce te iubește lumea? De ce oamenii efectiv mă iubesc? Pentru că sunt eu și nu mă ascund. Nu prezint pe TikTok o fațadă. Mă prezint cum sunt eu în viața reală și asta cred că au apreciat foarte mult. Ca să putem să mergem mai departe în poveste și să închidem un capitol. Pe tatăl tău l-ai mai văzut vreodată din ziua în care v-a lăsat cu un codru de pâine în casă? L-am văzut pe Facebook, dar nu am putut să... Am trecut repede de la acel... L-ai văzut doar pe Facebook? Da. Ură. Și ziua de azi simt ură pentru acest om. Chiar dacă a încercat să ceară scuze. Consider că o persoană se poate schimba. Consider că o persoană poate și merită a doua șansă. Dar nu pot. Nu pot să iert. Pentru că eu am avut nevoie de un părinte. Eu am crescut numai cu o mamă care a trecut prin greutăți fiind mamă singură. Eu nu pot să iert această persoană. Mama mea s-a recăsătorit și eu am văzut pe acel om ca un tată. Pentru că părinte cine te crește, nu cine te naște. Ce înseamnă mama pentru tine? Cum o Totul. Cheamă? Totul. Cum o cheamă? Mihaela. M-a învățat să fiu un om bun, să fiu eu însumi. Și mama, oricât de mari probleme ar avea, tot o vezi să zâmbească și asta mi-a dat mie exemplu. E genul de persoană care o vezi zâmbind. O vezi zâmbind mereu. Nu e genul de persoană să stea tristă. Și cred că sunt ca ea la acest lucru. Când s-a întors din țară, din străinătate, cu 2 copii, i-a fost greu? Cum Foarte a reușit greu. să vă crească? Foarte greu. A fost îngrijitoare de bătrâni în străinătate, în Germania. Noi am stat pe la bunici, am stat pe la prietenele ei, am stat peste tot, pentru că e greu să crești 2 copii. Ea fiind 6 luni, 3 luni plecată, o lună acasă, o lună plecată sau o lună acasă, e greu să te tot gândești la... Să iei pe cineva exemplu, neavând pe nimeni. E mama ta, poți să vorbești cu ea. Dar am avut un fel de oprire când venea, pentru că nu eram obișnuită să vorbesc cu mama mea.
mama mea știa de mine, se vedea pe ea că știe de transexualismul meu și cum sunt eu ca persoană, știa și realiza lucrurile astea, numai că nu avea nimeni un curaj să vorbească, să înceapă o discuție. Pentru că nu am putut să vorbesc nici măcar cu mama mea, crescând în părți diferite. Deci, practic, mama în continuare mergea în Germania, voi în continuare stăteați ba la bunici, ba la prieteni. Până să creștem, până să facă fratele meu 18 ani. Vreau să deschidem un capitol care e foarte relevant în cazul oamenilor care trec prin ceea ce treci și tu. Este vorba de bullying-ul social. Ai trecut printr-un sistem educațional? Da. Vreau să te întreb unul la mână. Tu nu vii dintr-un oraș mare, vii dintr-o localitate foarte mică. Da. Vreau să știu, cum te-a afectat social? Foarte urât. Liceul e o... Efectiv, nu mai vrei să mergi la școală. Eu nu am avut perioade când nu mă prezentam la școală. Iar pedagogul meu a văzut ceva în mine și m-a susținut. Hai la școală. Eu sunt la internat când mama mea era plecată. Am stat la internat la liceu. Am fost scuipată, bătută, banii luați, jignită, jigniri on and on. Am fost marginalizată foarte mult în liceele din România. Iar bullying-ul în România este foarte activ și este în continuare, după atâția ani, este foarte activ. Bullying-ul în România ar trebui oprit, iar nimeni nu face nimic pentru asta. Ce-ți spuneam mai exact? Poponar, cuvinte foarte urâte, cuvinte jignitoare. Iar dacă nu le răspundeai, toți făceau chestiile astea. Iar dacă le răspundeai ceva, riscai să fii lovit, bătut. Eram foarte, ca băiețel, eram foarte feminin și ei nu știau ce se întâmplă cu persoana asta. Te-au bătut? Da, de foarte multe ori. Eram pe scări și a venit un băiat la mine să mă întrebe dacă am o țigară sau dacă am un leu. Și îmi spus că am, dar nu vreau să-ți dau. Iar de acolo a escalat totul. Pam, palmă după cap. Efectiv, a fost foarte urât și m-am prezentat diriginților. M-am prezentat la cancelarea școlară să facă ceva. Nu s-a făcut nimic. A, păi tu, de ce ești așa? Păi schimbă-te și tu să nu se mai ia lumea de tine. E foarte urât ce se întâmplă în România. Cred că suntem foarte înapoiați cu această gândire. Pancarde peste tot, stop bullying, stop hate, nu. Dacă puneți o pancardă, stop bullying, stop bullying în școală, nu. Nu se întâmplă nimic. Oamenii sunt în continuare așa. Până nu se aplică sancțiuni persoanelor care fac bullying și care jignesc și lovesc ceilalți elevi din școlile din România, pentru că când ești în pubertate, când ești la școală, te construiește ca om. Ori devii puternic, ori poate să ducă aceste lucruri spre suicid. Se întâmplă foarte des ca oamenii, copiii în general, să recurgă la suicid pentru că nu mai pot din cauza bullying-ului. Adică ai vrut să te sinucizi? Da, de foarte multe ori. Pentru că știam că sunt femeie trans, știam că credeam că așa o să fie viața mea în continuare și încă e. Eu încă trec prin bullying-ul oamenilor, înjignirile oamenilor. Încă trec pas cu pas prin ele. Trec cu mâinile la urechi să nu mai aud, pentru că nu ai cum să auzi. Oamenii când fac bully unei persoane, de obicei au frustrare acasă. Au și ei o frustrare acasă. Sunt ei în sine frustrați pe o chestie. Și o aruncă pe persoanele mai vulnerabile. Asta consider eu. Și când ești în pragul suicidului, cum te aduni? Cum ai trecut peste momentele astea? Cum am trecut? E greu de zis că am putut să trec. Am vrut și eu de foarte multe ori să mă sinucid. Gânduri foarte nasoale, foarte rele, atacuri de panică, le am în continuare. Încă sunt marcată de toate chestiile astea, încă am atacuri de panică, am stări depresive, sunt foarte grele. Pot să zic că am încercat să-mi găsesc tăria, m-am gândit la mama mea, ce se va face fără mine, să știe că eu nu mai exist. Mă gândeam la oamenii care mă apreciază, la oamenii care sunt aproape de mine, mă gândeam... Niciodată nu m-am gândit la mine. Mă gândeam la oamenii mei, dacă m-au pierde, cum au reacționat. Și cred că asta m-a motivaționat, pentru că știu că am oameni care vor să mă vadă undeva în viață bine și vor să mă susțină în continuare. Aș vrea să mergem în timpul liceului. Vreau să ne trezim într-o dimineață împreună. Și aș vrea să-mi spui emoția prin care treci în momentul în care mergem împreună spre școală. E frică. La ce ne gândim?
E frica, un drum spre liceu, de la internat spre drumul spre liceu, e frica aia. Oare ce se întâmplă azi? Oare cum vei fi azi? Și nu e numai din partea elevilor, e din partea profesorilor la fel. Trăim într-o țară comunistă și încă sunt urme ale comunismului. Pentru că oamenii ce învață acasă pun în aplicare în viața de zi cu zi. M-a afectat foarte tare. Liceul m-a afectat foarte mult. Am avut un jurnal mic pe care l-am uitat efectiv în internat pe timpul vacanței. Iar el, fiind pedagog, a făcut check-up-ul la toate camere și l-a văzut pe pat. Și a permis să-l citească fără să știe și cred că asta l-a motivaționat pe el să fie alături de mine. M-a ajutat foarte mult pedagogul meu de la internat. Nu în sensul că mi-a făcut bulangiu la bulangiu trag, o să dea oamenii cu părerea, înțelegi? N-a fost asta, pentru că mie îmi plac bărbații străini, nu-mi plac persoanele gay. Sunt femeie care îi plac bărbații. Relația cu fratele tău cum a fost în anii ăștia? A încercat să te protejeze? Da, da. A reușit? Da. Cu fratele meu am pierdut un fel de conexiune. Încă îl iubesc, încă e fratele meu și încă avem conexiunea. Mai râdem când ne vedem. Avem momente foarte frumoase. Râd cu fratele meu foarte mult. Pentru că m-am relatat cu fratele meu. Am fost apropiată de fratele meu. Eu cu el am crescut. El mi-a fost tată, frate, mi-a fost totul pentru mine. Dar? Dar și-a schimbat religia și, având o religie mai conservantă, m-a încercat să-mi explice că nu e bine ca eu să fac tranziția către femeie sau că nu e bine ca să fiu ca persoană. L-am înțeles, am înțeles partea lui, a înțeles și el partea mea. Cumva nu vorbim de transexualismul meu sau e un subiect strâns genitor dacă noi începem această discuție. Pentru că fratele meu are 2 copii și iubesc copiii aceia ca și cum ar fi ai mei. Sau ne iubim ca frate și soră. Nu cred că poate să mă vadă ca o soră crescând cu mine ca un frate. Cred că i-a fost greu. Iar eu pot să înțeleg asta. Pot să înțeleg, iar pot să respect fiecare decizie a oamenilor. Pot să-l înțeleg, că nu poate să mă accepte în totalitate, 100% fiind femeie trans. Din partea fratelui meu pot să înțeleg acest lucru. Nu neapărat că având religia pe care o are, doar pentru simplu fapt că am crescut 2 frați băieți cu aceleași relevanțe, să zic așa. Vă vedeți mai rar acum? Da. Da, pentru că fratele meu a urcat deja pragul tinereții, are deja familie, copii. Aș vrea să am o conexiune mai apropiată față de ei. Dar în același timp vezi că nu se poate, vezi bariera aceea de... E ca o graniță pe care nu poți să o treci, înțelegi? Crezi că este rușine cu tine? Da. Știu asta. Cu siguranță e. Știu că e. Cred că și mama mea are puțin față rușinea aceea de... Cred că orice mamă care e mamă de un copil trans are puțin stânjenirea aia față de... Pentru că la mine se vede că sunt femeie trans. Sunt femei trans care fac tranziția și nu se vede. Probabil nu le-ar fi așa de rușine. Dar eu încă am trăsături masculine, am trăsături cât de cât băiețești, să zic așa, că eu am început numai tratamentul hormonal, încă nu am avut situația financiară ca să pot să-mi permit să fac tranziția. Mama, spune că simți că este înjenită de situație. Nu e stânjenită la modul că m-a dat la o parte, nu. Înțeleg. E stânjenită de situație. Ea, mama mea, încă nu realizează că eu sunt foarte
virală pe internet și că sunt multe persoane care mă susțin. Nu realizează lucrul ăsta, mama mea, încă o procesează. Îi spun, mama, îmi dau demisia de la lucru, o să fiu numai pentru oamenii mei acolo, pe internet. Mă, tu ești nebun la cap, cum să faci lucrul ăsta? Copile, ești nebun, că așa vorbește ea cu mine, că sunt copilul ei. Copile, ești nebun, cum să faci lucrul ăsta? Ea nu realizează lucrul ăsta, că eu pot să mă întrețin din internet. Când ați avut discuția? Când i-ai spus ce se întâmplă cu tine? Cu adevărat. Eu cu mama mea am lucrat în același loc de muncă. Și... Deci discuția ați avut-o ca să la muncă, putem păstra la o pauză, claritate, da, în discuție după ce ați plecat din țară? Da, după. Deci ce m-a impulsat pe mine să plec din țară a fost un episod foarte urât, când m-a bătut cineva doar pentru că sunt gay pe stradă. Deci te hotărăsc să pleci din țară? Da. Când s-a întâmplat această bătaie? Cum s-a întâmplat? Acum 4 ani de zile. Unde erai? Eram efectiv pe stradă, în Timișoara, și au venit pur și simplu niște tipi la mine și hai să ne-o... să întrețin relații sexuale cu ele, bine, la glumă. Și am spus, lăsați-mă în pace, vă rog frumos, bulangiule, popunarule, gheiule. Și au început să dea în mine, efectiv, n-am provocat nimic, nicio ceartă. De obicei încerc să evit aceste tipuri de certuri. Încerc să le evit, dar atunci... Și i-am spus mamei mele, uite ce mi s-a întâmplat, eu vreau să plec din țara asta, pentru că nu mai pot. Și a zis, lasă, mamă, că plecăm. Ea știa prin ce trec, mama mea știa și ea m-a ajutat să trecem în Germania, într-o țară în care sunt văzută mai bine sau care pot să-mi creez un viitor mai ok, mai bun. Și ai plecat în Germania? Da. Cum te-a primit țara? Cum ți-a fost acolo? A fost greu, pentru că am zis că eu limba asta nu pot să învăț niciodată, am spus. Dar am învățat limba germană la perfecție, m-am integrat super bine, pentru că eu sunt o persoană care comunică în general și vorbesc mult cu persoanele. Comunic foarte mult cu persoanele din jurul meu și cred că dorința asta de a vorbi cu oamenii, de a comunica, m-a ajutat să învăț și limba lor, să mă integrez cu ei foarte bine. Da, încă am prieteni din Germania. Și într-un alt mediu schimbat, nu în România, în Germania, te angajezi ca și asistentă medicală alături de mama ta, da, și te hotărăști la locul de muncă să ai o discuție cu ea în care să îi spui... Nu mai țin minte cum s-a dus către... Știu că depresia mi-a devenit foarte urâtă, în sensul că nu mai eram motivată de nimic, nu mai puteam să merg la lucru. Și știu că îmi lasem un concediu medical și după acel concediu medical, tot așa, simțeam atacurile de panică, fiind la lucru, tristețea venea din orice motiv. Ai simți un val mare de tristețe, simți disforia de corp pe lângă, simți că frica, băi, eu vin pe lume ca femeie trans, dar am susținere. Sunt foarte multe întrebări și foarte multe probleme pe care le procesez. E frica, cred că e frica asta, anxietatea asta de frică, e cea mai grea. Frica de neacceptare, frica de oameni în general, am avut frică sau... N-am avut frică să vin în lume să zic că sunt trans, dar eram la o limită când am spus, mama, uite, eu sunt femeie trans și vreau să fac tranziția către a fi femeie. Deci știa mama că ești. Pentru că ea știa. Păi și ce vrei, să-ți faci operații? Și așa, zic, mai avem mult până la operații. În prima oară trebuie să fac niște tratament hormonal, să mă feminizez un pic, să arăt mai feminin. Sunt mai multe procese, i-am explicat, pentru că m-am interesat foarte mult de tranziție. Și da, așa am început în Germania să merg la psihologi, să-mi tratez prima oară depresia pentru a putea începe un drum de la zero. Pentru că nu eram emoțional bine și am tratat depresia, am început să merg la psiholog, la psihiatru, ca să primesc aprobarea de la casa de asigurări pentru începerea tratamentului hormonal. Pentru că nu poți să te trezești, vreau să fiu femeie. Sunt niște acreditări care se fac de către psihologi, de... Trebuie să fii pregătit emoțional, da, să spun. Da, da.
am fost ca băiat cunoscut foarte mult pe Instagram și m-a găsit sub numele de băiat, dar am fost cunoscută, oamenii mă știu de foarte mult timp. Eu amuzamentul l-am prezentat pe Instagram de foarte mult timp înainte să fie TikTok-ul. Iar eu am revenit, am luat o pauză de la Instagram în perioada tranziției mele, pentru că am realizat că oamenii nu idealizează că eu vreau să mă schimb și vreau să mă prezint când sunt totuși mai feminină. Am revenit pe TikTok, iar oamenii au văzut schimbările mele pas cu pas, ce înseamnă să fii femeie trans. Și a urmat o serie de live-uri pe TikTok? Da, cu ore în șir. Abia așteptam să am liber de la muncă, ca să pot să fiu în fața camerelor, pentru că știam că am oamenii acolo, pentru că nu am avut prieteni foarte mulți în Germania, nu am avut persoane. Internetul pentru mine a fost și prieten și... Internetul pentru mine înseamnă foarte mult. Cred că nu mă interesează imaginea mea, pentru că mă arăt în postaze foarte funny pe TikTok. Eu nu mă interesează, pe mine nu mă interesează imaginea mea, cum arăt eu ca persoană. Pot să mă arăt și fără make-up, pot să mă arăt și cu make-up și în alte postaze. Nu am frica asta, pentru că sunt naturală, nu mă ascund oamenilor. Multe fete se întreabă de ce nu au succes acesta pe TikTok. Succesul pe TikTok nu înseamnă să te prezinți cu cineva cu care nu ai fi. Întocmai trebuie să fii tu însuți ca să fii, să vadă oamenii naturalețea ta, dacă e de acceptat, dacă ești funny. De obicei trebuie să faci oamenii să râdă prima oară ca să te cunoască pe TikTok. Iar... Poți să te întreb? Da. Lucrul pe care l-ai acum? Da. Și ceea ce ai în vis să ajungi? De când visă să fie așa? De când e visul ăsta în mintea ta? De când te uiți? Că vorbim de oglinda asta. Da, e de foarte mult timp. De când? Dinaintea pubertății. Vreau să fiu femeie. Știam că feminitatea e ceva ce mă reprezintă. Și au fost câteva personaje din viața mea, din televizor, care te fac să te simți că vrei să fii femeie. Wow, vreau să arăt ca Bianca Trăcușanu. Vreau să arăt ca, nu știu... Câți ani aveai? Oh, tot așa, 8 ani, eram după aia pe la 14 ani, tot așa, tot... Sunt momente în care ignori transexualismul, pentru că știi că ești într-un sat și nu poți să ieși afară sau nu te mai gândești la visul tău, pentru că știi că nu... Când ești acolo în spate, știi că nu poți să ai curajul să ieși, să îți accepti, să-ți îmbrățișezi feminitatea. Dar unde se desfășura visul tău? Ascuns cumva într-o cameră? Ascuns, da. Cum se desfășura? Te ascundeai într-o cameră? Da, luam tricourile tatălui meu și tocurile mamei mele, tatăl meu fiind mai înalt, îmi vineau ca rochiță și mă vedeam femeie, vedeam feminitate, eram sensuală, imitam anumite... personaje, femei, mă uitam la ele și vedeam sensualitatea și o imitam și eu cumva tot așa, tot în oglindă. Oglinda a fost pentru mine. Mă ascundeam, luam machiajele mamei mele, mă machiam cu ele în oglindă. Imitam anumite gesturi în oglindă. Te-a prins cineva? Da, mama mea de foarte multe ori. Și știa că îi umplu lucruri. M-a prins de foarte multe ori. Mi-a dat o mamă de bătaie, dar uite că tot... Tot aici ai ajuns. Da. Acum, ca femeie trans, m-am focusat pe psihicul meu și pe oamenii din jurul meu. Dar vreau să spun că următoarele etape mă voi focusa pe mine, pe operațiile mele transgen. Vreau să fiu femeie 100% și prin operațiile pe care eu urmează să le fac, voi fi femeie 100% și voi fi mai împlinită cu mine ca să pot să fiu, să-mi îndeplinesc eu visul, să arăt lumii că eu pot să ajung unde mi-am propus. E un drum costisitor, vreau să te întreb? Da. Deci tratamentul hormonal și tot ce înseamnă operații în Germania sunt plătite, dar e foarte lung. Eu până la 40 de ani pot să ajung să fiu operată și e foarte mult. În Germania... Dacă le-ai face potrivit? Da, durează foarte mult până faci acte, până sunt actele la acceptat. Trebuie act pentru aia, trebuie... Deci dacă ai merge în Germania, pe tot ce înseamnă de contat de stat, da. Ar trebui să aștepți vârsta de 40 de ani. Da,
e ok că ești, poți să fii susținut într-o altă țară, gen, pentru că România nu ți-e plătit, nu există. Nu avem endocrinologi care se focusează pe care se focuseze pe transsexualism. Nu avem. Dar trebuie să ai bani în România ca să poți să fii femeie trans cu operații. Cunosc fete trans care au investit peste 150.000 de euro. E o sumă foarte mare. Dar aceste femei trans, în România, ca să reziste ca femei trans, trebuie să apeleze la sex work. Escortă. Toate fetele trans din România, majoritatea, trebuie să apeleze la escortă pentru că nu ai unde să lucrezi, nu ai unde să locuiești. Sunt foarte multe fete care locuiesc pe regim hotelier. Sunt foarte multe persoane care nu acceptă persoane trans în chirie. Mie, personal, să mă mut la București mi-a fost foarte greu. Dacă nu ai cunoștințe, dacă nu te știe lumea, că nu faci alte lucruri. Când te gândești la un transexual în România, e un lucru foarte urât pentru oameni din jurul. Nu vrem. E foarte greu. Ți s-a propus să faci asta și ție? Da. Știu cât câștigă fetele astea, știu ce fac fetele astea ca să aibă banii necesari. Fetele astea au foarte mulți bani, dar și e un risc foarte mare să fie escortă pentru fetele astea. Și ai spus nu? Am spus nu, pentru că eu, de la prima pastilă de hormon, prima tranziție, eu am găsit pe cineva care m-a înțeles și a fost lângă mine. Iubitul tău? Da, logodnicul meu. Ești logodită? Da. Și eu am avut... Probabil că ajungeam și eu pe acest drum. Cine știe? Pentru că e foarte greu. Eu dacă nu dădeam de oameni pe TikTok, cine știe unde ajungeam și eu? Dacă nu dădeam de iubitul meu, cine știe ce fel? Nu zic că fetele astea trebuie denigrate, pentru că eu le înțeleg foarte mult, că le e foarte greu. Și e singura opțiune. Nu știu dacă știți, dar femeile trans sunt cele mai sexualizate în România. O femeie trans escortă câștigă mai mult decât o femeie biologică. Sunt foarte mulți bărbați care ne văd doar ca pe niște jucării sexuale. Câștigă foarte mult fetele astea. 1500 spre 2000 de euro pe săptămână. Ele într-o lună poate să-și facă orice operație vor ele. Dar există undeva teama în sufletul tău? Că dacă lucrurile nu merg cum trebuie... Voi fi nevoită să recurg la acest lucru. Știu că există, dar eu voi alege să... Păi, frate, mă duc și lucrez până... Pentru că eu lucrez la 17 ani. Eu nu pot să fac acest lucru. Nu pot. Am avut un număr foarte puțin de bărbați în viața mea. Nu pot să fac acest lucru. Nici fetele acestea nu au putut, dar au fost nevoite și împinse să fac acest lucru. Să fim sinceri, e foarte costisitor să fii femeie trans. Sunt foarte multe operații și foarte multe tratamente, laser pentru păr, sunt foarte multe chestii. În România, o femeie trans își ia tratamentul singură pe banii ei, după capul lor. Noi nu avem endocrinologi, nu avem... Sunt foarte mari riscuri. E foarte costisitor, fizic, psihic și așa mai departe, este foarte mult de investit ca femeie trans. Iar tu nu poți să faci operațiile acestea pe... minim pe economie. Te-ai hotărât să vii aici? M-am hotărât să vin aici, da. Bun. Iubitul tău este din Germania? Da. Ok. Vreau să lămurim până să încheiem acest capitol. Ai venit în țară? Da. Din venirea ta în țară? Da. Este un episod al unei ieșiri pe care tu ai făcut-o aici, într-un club. Proaspăt venită în România, s-a vorbit despre un viol. Nu a fost viol în sine. Nu a fost viol. A profitat de mine. Am ajuns într-un club în care am fost cu o persoană total greșită, crezându-mi că poate pot să cunosc persoana aia pentru că am cunoscut-o de pe TikTok. Iar oamenii în general nu sunt în viața reală cum sunt pe TikTok și asta mă sperie pentru că știu că eu nu sunt așa. M-am prezentat cu pe acea persoană și nu... Eu sunt o persoană, depind foarte mult de ce mi se spune, pentru că sunt ușor influențabilă. A venit un tip și mi-a spus, hai la baie, arăți
arăți horror, nu mai știu cum i-a zis, arăți, ți-a s-a dus machiajul, nu arăți bine. Eu am crezut că e tip gay, pentru că era club gay. Dar aparent nu numai persoanele gay merg în cluburile respective. Băiatul era băiat straight și a vrut doar să profite de o fată trans. A încercat să profite de mine foarte mult, a tras de mine și așa mai departe. Nu pot să zic că nu s-a oprit când am spus stop, nu, nu vreau, dar a încercat cu puțină brutalitate. Nu a fost ceva să mă simt violată, să... Consider că e urât ceea ce se întâmplă, pentru că m-am simțit eu folosită, m-am simțit neputincioasă în acel moment, a fost urât, nu m-am simțit bine. Pentru că eu știu că nu, eu am pe cineva acasă și să tragă cineva de tine e un lucru horror. Să tragă de tine din dorința aceea sexuală. A fost horror, m-am simțit folosită, m-am simțit urât. Mi-a tăiat toată... O săptămână nu am fost prezentă niciunde, nu am putut să vorbesc. Și efectiv, da, nu a fost viol. A fost mai mult a profitat de mine doar pentru că m-a mințit că hai la baie să te... Da, și o prietenă de-a mea a mințit că tipul are HIV. Eu, știind că nu am făcut mare lucru cu acest tip, nu am putut ce să fac. Mi-am făcut și eu testul HIV, am luat PrEP pentru HIV și am spus, în secunda 2 la tipul acela, am făcut pe dracu în 4 să iau numărul lui de telefon, am aflat cine este, cine este o persoană mai importantă, înțelegi? Adică are un business. Am zis, eu îți închid toate visurile, dacă tu nu mergi și îți faci acest test, să demonstrezi lumii că nu am nimic, pentru că erau speculații din acel club și am demonstrat totul. Tuturor că, gen, da, nu a fost mic și nu a fost. Vreau să încheiem cu ce visezi? La ce îți canalizezi energia? Dacă vom vorbi peste 5 ani, unde ai vrea să fii? Peste 5 ani aș vrea să fiu foarte bine. Peste 5 ani vreau să-mi deschid... Vreau să-mi pun visele în aplicare și să le construiesc și vreau să fiu în continuare acolo, ceva pentru oamenii mei, vreau să reprezint ceva, nu neapărat pentru mine, dar și pentru oamenii mei, pentru că m-au motivat să ajung aici. Eu am fost motivată de ei să ajung foarte sus, m-au susținut financiar, cât și financiar, cât și moral, foarte mult oamenii din România. Și da, știu că o să fiu sus, știu că eu nu o să mai decad. Atâta timp cât sunt cu persoanele potrivite lângă mine, știu că o să reușesc foarte multe. Și referitor la familie, sper să ți-i apropii mai mult? Cu siguranță, cu siguranță voi fi mai aproape. Cu siguranță voi fi mai ok cu ei, pentru că mă vor vedea cum sunt eu 100% femeie după aceste operații și mă vor vedea altfel. Amara? Îți mulțumim că ai venit. Mulțumesc și eu. Sper că te-ai simțit bine. M-am simțit minunat. Dincolo de ură, dincolo de controverse, trebuie să nu uităm întotdeauna când lăsăm un comentariu, când ne uităm la ceva, când întotdeauna privim ceva, trebuie să avem grijă și răbdare, pentru că noi vorbim cu oameni. Despre oameni este întotdeauna. Astăzi ați văzut în oglindă un om care a devenit celebru în câteva luni de zile. Dar dincolo de asta, este vorba despre o poveste de viață care a început acum mulți, mulți ani de zile. Vă mulțumim că a stat alături de mine.